Da, gata, se. S-a foarte. Ok, Cristina, lucrăm în sesiunea de astăzi pentru Gina. Continuăm să lucrăm și o să citesc punctele. Ne scrie, nu sunt religioasă. Nu mai este, da. Nu, da. În prima sesiune s-a decis că în timpul lui Moses am fost păcălită și am primit pedeapsa care m-a însoțit și până astăzi și dăunează probleme de sănătate și dezvoltarea sufletului. Vă rog dezlegarea de el și curățirea pedepsei și anularea tuturor contractelor cu entități, programe, implanturi, promisiuni și jurăminte nebenefice care s-au făcut și dezlegarea karmei și contractul soțului care a avut rolul de a mă pedepsi. Cu soțul, karma cu soțul. Da, da? Da, 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 da. Dezlegarea karmei familială, boala autoimună, fibromialgia, dureri de mușchi, gât, spondiloză, s-a decis, așa scrie, da, știi că Gina, da, așa, este în altă țară, este da. În altă țară de foarte mulți ani și o limbă destul de diferită, total. Încă vorbește foarte bine. Foarte bine, da. Da, da. S-a decis la tata, la mine și la copiii mei. Deci s-a transmis, probabil, da, da, ne da. Zice, da? Da. Deblocarea ochilor, curățarea de entități care nu dă voie să aud. Probleme de sănătate, inflamații la stomac, pancreas, intestine, sângerare intensivă, hemoroizi, tiroidă, dureri la picioare, de unde provin. De câteva luni când fac... O să mergem pe puncte, Cristina, cred, da? Da, 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 da. De câteva luni când fac curățirea energiilor, mă scutur, ne-a zis asta și Da. atunci... Când ne-am întâlnit, mă scutur de cap până la terminarea curățirii. Ce program e ăsta? Da. Curățirea câmpurilor morfice, dacă copiii avortați s-au eliberat și m-au iertat. I-am eliberat pe copii atunci. Vrea să verificăm. Deci, da, sigur că vrea s-au să eliberat. verificăm. Da, Da. 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 7. Dezlegarea karmei cu fiica, neînțelegere între noi, anularea contractelor, promisiunilor, jurămintelor nebenefice între noi. Deci avem cu soțul, cu fiica, karma, până acum. Da, așa, cam așa trebuie să pornim. Da, da. Apoi celelalte, da. Grad de conștientizare, pe care o să-l zicem la început. Unificare parte subliminală cu spirit și conștiință, implementarea programului de sănătate maximă și tinerețe veșnică. Așa, astea sunt. Dacă parcă am mai scris ceva mai jos. Că n-am curățat totul atunci, pentru că n-a vrut Da, partea subliminală, n-a da? A rămas și nici Moses. partea fizică. Fizică, că încă lucra Da, niște... cu niște zburători. Făcea niște proceduri, o tehnică, nu mai țin minte, da? Da, da, da. Așa, dacă aș dori să știu dacă mai a mai rămas ceva, că bărbatul meu iar a început să-mi spună că sunt împotriva lui și totdeauna mi-e frig la picior și cum mănânc, cum mă simt umflată. Iar cu ochii văd mai rău. Dacă au rămas Au arhonicile. rămas, da. Deci s-o înfuria și o, deci o cotropi și mai mult. Așa se întâmplă. Da. Și zici, vrea să ne scoți la cât să arătăm noi ție. Ăia, da. Da, da. Cata, astea sunt. Da, de la 4. Da. Intru acum. 4. 3. 2. 1. Din acest moment, Cristina, vei auzi din afara ta doar vocea mea. Acum, număr de la 1 la 3, iar tu cauți și te conectezi telepatic cu partea subliminală a Ginei. 1, 2, 3. Da, uite cum apare în fața mea. Deci, în primul rând, o identific, am identificat-o. Ea este, cer voie părții subliminale să lucrăm cu ea și pentru ea. Zâmbește așa. Da. De acum, colț la gură un pic în jos, mai trist. Așa și, deci, percep în structurile ei foarte multă tristețe, da? Da.
Și ca și cum ar încerca să o elimine de tot și totuși o preia și de la ceilalți din prejur și o sedimentează cumva, da? Da. Deci apare ca și trei corpuri, da? Da. Eu zic așa că apare ceea ce este drept, știi, în picioare, este spiritul, dar cu forma ei fizică, așa, numai culorile și energiile diferă, da? Foarte multă informație ca niște vectori, ca o coroană, așa, știi, pe cap, informație care stă să intre, dar nu are canal de acces încă. Da. Așa, pentru că în structura a doua este sufletul propriu-zis, este un fel de distanță cu energie așa ca prelungită între ele, știi? Deci Da. spiritul este undeva pe o treaptă mai sus, Bine, se sufletul. continuă cu sufletul, dar care Informația este lungită, da? Este da. distorsionată între Da, spirit. adică ele încearcă, simt nevoia să se facă un bloc compact. Asta simt, asta percep eu. Așa. Și apoi este cea de-a treia, deci conștiința, iar aici este ceva ciudat. Dacă spiritul, sufletul stau așa, sunt ca niște punți energetice, conștiința este cu fața. Da. Deci spiritul și sufletul se uită la fața conștiinței, da? Ca și cum conștiința ar trebui să intre cu fața, știi, și Da, le să se armonizeze, împerecheze, să să, da, să, lucreze, practic. dintre toate părțile astea, deci spiritul este sănătos, să spunem, perfect, Da. așa. Bine, dar schimbă totuși prin acele prelungiri De la, informații cu da. celelalte părți, cum ar veni, așa, sufletul în sine ca și corp energetic, așa cum este, are un fel de tăbliță ca un implant la spate, deci seamănă cu claviatura unui pian, la o scară mică și mai prelungită, să spunem. Așa, are și două butonașe roșcate, așa, cu energie, ca și cum ar fi găurile unde sunt prinse niturile energetice Da, acolo. Este aici implantului. la spate, la ceafă, da? La ceafă Și, este, da? da. Iar conștiința în sine, ca și sferă, ca și bilă, bineînțeles că este foarte luminoasă, dar în partea aceea unde ar fi fața să se uite, așa s-a modelat ca și cum ar fi aceste corpuri, știi? Așa, deci este, are o pâclă groasă cam o treime. Este un câmp morfic foarte încărcat și foarte încărcat electric și de vibrație grea. Ceea ce face ca partea din față să apară mai jos un pic, iar celelalte două treimi un pic mai sus. Deci un fel de scară, așa, practic, toată structura. Așa a vrut ea să se Prezint. înfățișeze, da, să ne arate. Bun. Ce mai observ la corpul subtil? Ceea Da. ce, așa, deci curge un fel de sânge informativ. Da. Înțelegi? Deci o energie care enervează, informează pe unde trece, da? Da. Este o semnătură energetică evidentă a inteligenței artificiale, da? Da. Și mai are de asemenea, știi, ca o jartieră la un picior. La care se umflă? Da, Da. da. Ca și cum energiile, cea, știi, yin-ul cu yang-ul, feminin cu Da. masculinul, nu se echilibrează, da? Bine, dar acolo, deci, este o întrerupere de trecerea informației pe care și ea și-a făcut-o încătășându-și energia feminină, să știi. Este ca și cum, deci, curge apă și formează o gâlmă în furtun, Da. înțelegi? Are presiune prea mare și dă să explodeze. Obturat cum ar veni, să umflă Da, deasupra, nu trece.
De trecut trece, dar e Dar... prea mult, prea mult de trecut deodată. Da. Și atunci, dacă tubul nu are capacitate, se dilată, se... Da, da. Se face o gogoaș. Da, da, da. Așa. Ca și entități, Cristina, unde e Moses? Stai așa să stai să-ți descriu și emoțiile și gata, că dacă Da, tot... da, da. Deci Suntem am spus, văd tristețe și tristețea asta, deci are 6-7 compartimente. Adică pe compartimentul la 6 vieți, nu musai la rând, în 6 locuri, amintiri triste s-a reprodus al 7-lea, da? Deci, văd, Amestecat. da, ca un setăraș, la un moment de gol, acum s-a umplut iar, da? Și foarte mult preluat iarăși din jur, da? Da. Da. Păi, ne-a spus treaba cu soțul, da? Așa și mai este încă ceva. Păi, dacă se deranjează entitățile, știi, când eliberezi pe cineva și... Și el Se face deranjează. acțiuni, zice, și atunci ea preia. El deschide portaluri într-una. Da? Și deschide portaluri întâi prin gând, prin ceea ce gândește, în mintea fizică și apoi parcă le pecetluiește, le semnează energetic cu cuvintele. Da. Și deci multe portaluri, deci într-o discuție, să spunem, normală, față în față, ca și cuplu, da? Da. Care, deci, văd cum crește intensitatea în anumite puncte. Se creează ca o rețea de nervi, știi? Și, deci, bineînțeles că o afectează și pe ea, pentru că mare parte din semnătura nebenefică a acestui câmp energetic care se creează o preiai. Da. Și deci asta este și rostul acestor, da, sunt ca niște trompete, niște trompe îndreptate spre ea, da? În mijloc ele, ca niște flori în pistilă, iau energie curată, pe margini distribuie, împrăștie. Da. Da. Parcă el ar face niște tori așa de discuții, de mai, știi, Ai, da. Care, da, care așa, nu-i convin și niște care... tori și ei sentind și adună de pe un perimetru mare, de sus, de jos, din stânga, din dreapta. Deci nu numai ce spune, ceea ce Da, spune, da. Gândește, spune soțul, și adună din câmpul morfic. Ce Da. mai găsesc pe vibrația respectivă, Da, da? Și încă ceva, lui place ca și forma fizică să se plieze pe social foarte mult și de aceea el când circulă în lume, cum ar veni, Da. când iese, deci aduce pe tălpi bucăți din câmpurile morfice de idei nebenefice Da. și lasă pătează energetic chiar și drumul până la ușa casei și sunt Da. amprente peste tot unde se așează. Sunt ca niște norișori gălbui, argintiu, roșcați, așa, știi? Da. Ca și cum cineva, să spunem, na, nu le sângerează și lasă pete, dar numai că zgroși ca norii. Da. Și, deci, ea încearcă să curețe, este ca și partea subliminală, dar nu reușește să curețe tot, știi? Da. Pentru că mai are acea legătură, da? Și dacă tot ai întrebat, Moses nu mai este Nu mai aici, este da? Moses. Nu mai Pentru este că Moses. mi-a scris Gina că a încercat, adică a vrut din fizic, a făcut exerciții, că rupe legăturile cu el, i-a spus. Da, sunt rupte, se văd atârnă Da. cordoanele, dar este altcineva, vezi, de treabă. Aha. A Da, plecat tasul și a venit da. fisul. Este ca o, nu știu cum să o descriu, o fecioară să o descriu, mai degrabă o femeie înaltă, înțelegi, și așa, gen zeița Artemis, așa mi-apare, anulez. Da. Puternică, cu niște... Deci are un fel de fustanelă, așa, dar pe dedesubt, totuși, din niște văluri, ca niște energii care pișcă. Așa le percep, știi? Unele Păi, niște... de ce a venit asta, Crisa, cu forma asta feminină? Adică au crezut că se adaptează mai bine la
Interferarea părții subliminale? Da, spune că nu a rezolvat cu încadrarea, adică suportul programului pe care se întâmpla această interferență, această contaminare, nu a fost scos, da? Adică a spune, dar în același timp are și o senzație de frică. Adică nu, într-adevăr, nu este religioasă, dar ceva, niște bucățele, ca niște, cum ar fi defragmentarea la calculator, știi? Mai au rămas. Da. Și deci ființa asta a venit în sfera energetică să o ajute să reformateze din fragmente, punând altceva. Să recreeze programul, adaptând, da? Nu, Nu? Adaptând la alt tip de program. Ah, la altceva. Da, în genul că i-ar fi spus că tu ai puteri mai mari față de ceilalți, ceva de gen, că tu poți să intri în conexiune cu totul altfel, ești deosebită și trebuie să lucrezi cu noi. Bine că ai scăpat de ceilalți, dar e o altă mărie cu altfel de pălărie. Se folosește de persoasiune, da? Da, păi ei sunt meșteri. Uh-huh. Asta e și rostul lor. Și Dar de ego care mai găsește, da, aici. Vezi tu, deci în viața fizică, din câte am spune, partea subliminală, ea se simte un pic abuzată emoțional. Da. Așa, adică poate că nu trăiește ceea ce își dorește, fericirea, care se aștepta să fie în cuplu, da? Și deci, în momentul ăsta, deci, s-a născut o nevoie de omologare altundeva, da? Întrucât a învelit în rușine, să spunem, într-un gen de rușine foarte greu, a spart această bulă a rușinii, a venit la suprafață acestor Da. emoții pe care le blocase înăuntru ei. Deci, pe partea cealaltă a venit un antiprogram, da? Ca un fel de formă, gând foarte puternică, care, deci, iarăși are totuși un program de a se reface iar și iar. Rulează, știi? Și, deci, se spune că uite că dacă nu ești destul de bună, că dacă trebuia să stai în karma asta și ceilalți te mint, că nu e așa și așa mai departe. Dacă data viitoare tu vii, cam așa aud, știi? Da, și... da. Dacă vii, data viitoare tu vii și plătești și ce ai stricat aici, că tu trebuia să ții Mergi, experiența, da, să-ți da. o ceri. Să continui, să mergi mai Tu, departe, da, așa cum erai. tu, da. Și mai este încă o chestie pe care asta eu o văd din afară, conectându-mă cu subconștientul ei. Deci ea se împotrivește durerii, da? Da. Așa, ce se întâmplă? A conștientizat-o și o respinge, o refuză. Eu zic așa că o vindecare normală ar trebui să înceapă prin a intra în această durere și a spune ceva de genul, da, am experimentat, am văzut cum este cu tine, acum te eliberez ca informație, da? Și nu vreau să mă învârt în cerc. Pentru că am înțeles-o. Clarpe, Uite, am înțeles, da, să zic, da, da? Da, da, da. Ok. Iar canalele de posesie îi dau acele dureri în corp peste tot și ai văzut și acest dezechilibru a energiilor și toate, deci toate sunt dezechilibrate pentru că este energia arhanghelului, da? Da. Și energia arhanghelului nu este o energie, ci practic o informație, da? Exact, Și o da. informație cum ar veni care omoară viul, da? Da. Este atunci când pătrunde și circulă ca sângele într-o structură, da, cum am găsit-o, că asta curge. Da. Deci, practic, îți dai seama că tot ceea ce este ca refracție, tot ceea ce se pliază, deci devine instant un câmp energetic de vectori contrarii, da?
Și aceste dezechilibre fiind și între structurile ei, deci se propagă, deci au, le crește intensitatea, da? Arhanghelul Cristina este vorba de entitatea nouă care a venit? Da, de Sau fapt, de asta, da? da. E o Da, reprezentantă a lor. Tot aia e, da? da, 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 este arhanghelă. Arhanghelă, zeița Arhanghela, da? Da, da, da. Eu am Arhangela. deschis-o cu... Îi Da. zicem Angela. Vrei? Nu, nu. Nu îi zicem așa? Nu, se numește Lalit. Oh! Ai înțeles cine? Da. Da, da, este o extensie, da? Da. Spune că energia feminină a ei, a Ginei, deci lor el este necesară, da? Este ca, cum să spun, ca și cum fiecare ființă prinsă în programul ăsta trebuie să dea la ei o cantitate de energie necesară să împerecheze una dintre ființele astea care au numai energie masculină, știi? Deci, în loc să funcționeze în propriul corp, în echilibru cu energia feminină, cu cea masculină, mare parte din energia ei feminină se duce în acest program de împerechere. Deci, o extensie a unui arhanghel cu o parte subliminală, așa mai departe. Și deci, extensia arhanghelului, practic, o, știi tu cum se prelungesc ei în cap de serie, da? Da. Deci, preia partea feminină și alcătuiește o nouă entitate, un tot, un întreg care se manifestă altundeva. Știi? Da. Și deci se manifestă altundeva și sunt pe o linie temporală din trecut și deci ca niște, de exemplu, la ea, ca zeitate, la un trib. Pe o insulă. Știi? Da. Da. Dar de ce nu se manifestă? Ah, să cheme entitatea să o pună în față, Cristina. A pus-o? Da, de n-are niciun rost să o cheme dacă e aici Ba. de lemn tănasă. Știi? Așa. Anul ăla, da, numai cât a pus-o în față, da? Așa. Și să o întrebe, bine, bine, tu ești zeiță, prin trecut pe unde ești, printr-o linie temporală, manifestă-te zeiță cu ce ai, cu ce poți, cu potențialul tău. De ce trebuie să vii să iei energia mea feminină? Spune că nu, așa spune asta, nu, A, nu? nu ea este zeiță, ci, adică ea, știi, Da. Liliana asta, Da. Așa, ci ea partea subliminală e zeiță. Ah. Adică eu n-am descris, n-am înțeles fenomenul, deci forma de manifestare este comună, da? Deci este o punte între rasa voastră și deci noi am venit, v-am ajutat să vă dezvoltați, să vă evoluați și v-am făcut zei, spune. Și, adică și cum i-a reproșa PSO-ul lui Gine că tot nu este mulțumită Păi dacă de nici această măcar nu situație. știa că e zeiță, că e făcută zeu, PSU știa că Și e spune făcută zeu de din asta? moment ce data trecută, da, a știut și ascuns, nu vrea să spună. N-a vrut să spună, de asta n-a vrut să renunțe și acum spune că a dat drumul, a eliberat și cumva a contaminat existența acelei entități cu forma dublă din acel timp spațiu. Da, de pe Și linia loc, dacă aceea. nu se mai poate manifesta în modul în care se manifesta Deci înainte. deja o și îi reproșează, da? Că a făcut stricăciuni părții subliminale. Spune că o face să conștientizeze, da? Cine o face să conștientizeze? Liliana? Da. Cum o face? La Lati. Ce asta? Da. Deci este una din numele lor de acolo, la Latih, la Latih, da? Că sunt undeva în, deci într-o parte a Polineziei. Da. Ok. Și acum dacă a stricat acolo rolul zeității, partea subliminală, ce se întâmplă acolo? Spune că trebuie, deci, arhanghelul aia. Liliana. Așa, da, așa spune că ar vrea ea să aibă nume, îi place.
Da? Și de asta Evi se spune, da, iar place ei să aibă. Măcar nume, spune că și numele au energia Sigur că au, lor și, da. da. Și Așa, spune ce că zici? trebuie să ia o hotărâre, să se hotărască odată dacă vrea să rămână om sau dacă vrea să rămână zeu. Și spune că odată cu retragerea asta, deci mare parte din deschideri și abilității vor dispărea. Pentru că aici, în viața terestră, în 3D, spune tot voi, adică noi sufletele, ne-am luat obligația să venim în și cu niște filtre și spune și atunci dacă venim în și cu niște filtre, ce ar mai fi de spus, spune. Da, obligația asta, sufletele care și-au luat-o de a veni în și cu niște, în și cu niște filtre, au luat-o pentru că alternativa asta la multe suflete li s-a propus, da? Ca să vină să facă experiența aici. Am văzut prin sesiuni. Dacă vrei să vii Da, în 3D, trebuie să da. îți iei un corp, să te duci Păi la nu, corpul păi, școală, să te duci păi, pe nu știu unde. da, spune, pentru că altfel o conștiință fără filtre, deci ar perturba întregul sistem și Păi, întregul da. mers, întregul sistem de învățare. Ca Ca așa și cum este aici. știi, da, deci Ar ar da o lucru, perturba da, cuibul ar cu lucra. șerpile și cu viermi de aici, da? Deci, da, zice că ar da peste în cap întregul sistem, în sensul că, uite, ca la un examen, zice, da? Ca și cum profesorul odată cu subiectele, deci împrăștie și fițuici și zice atunci cum se știe care și fiecare cum și ce a învățat. Da. Că e și de învățat. Mă rog, este de învățat. Nu te rogi, anulează. Anulez. Ia uite. Da. Este de învățat. Dar, sigur, învățăm cum se manifestă răul, da? Aici. Care, bineînțeles, că ne aduce conștiință. Dar cu prețul. Dar, practic, deci, vestul, deci, practic, cred că umanitatea, entitățile, tot ceea ce este interferat, plătesc greșelile unor creatori care nu au avut bunul simț, să spunem, să-și recunoască, arate și îndrepte greșelile. Da. Ei, da. Și Da. atunci au creat aceste lumi care experimentăm noi. Ok. Deci asta spune că îi zice că are de ales partea subliminală, da? Da, spune clar că are de ales și parcă citesc așa în mintea asta pe care o fofilează el pe aici, ea, pardon. N-are, nu-i niciun el, niciun ea, numai forma, știi? Da. Forma pentru că este specializată pe energie de tip feminin, da? Așa. Am întrebat-o dacă îi place energia sexuală, maică s-a lins pe buze. Da? Da. Deci asta e și Da, nu-ți continua, mă halal apuc eu. de zeiță și da. Nu mai du pe halal. Halal nu-l mai aduc, am asta, anulez și asta, da? Deci ce să mai... Am văzut, da? Deci ce zeiță. Da. Îi Da. place. Păi și de ce nu se duce pe la Arhanghel dacă îi place energia sexuală? Bă, tu știi ce a făcut Eleonora acum? Deci și-a luat pentru o fracțiune fața ta. Scârba, anulez. Interzice. Interzic, Deci, normal. N-are voie să facă nicio ca și acțiune. cum, deci am simțit că vrea să mă influențeze, să cred eu că tu ești conectată cumva de ea și m-am uitat și în momentul când m-am uitat adânc s-a scurs. Am tăiat, uite, taif, mi-am făcut o sabie și am făcut-o Spune arșite. că ce, doar și tu ai fost foarte conectată cu ei. Da. Și zice ce ți-a, îți pare rău că doar sunt experiențe, da? Da. Altfel cum avem să învățăm, spune. Oi fi fost ce oi fi fost, nu contează, a fost experiența, am vărsat-o în conștiință. Anulez, da? Deci orice legătură cu orice entitate, de orice fel. Da, adică ar vrea să demonstreze că tu de ce spui așa că tu n-ai fost pe la Păi noi, cam da, așa, știi?
Și Na. zic aici, discuția nu este despre Despre mine, mine. nu este despre Eleonora, deci discuția aici, dacă este un dialog între tine și Partea contaminata ta. subliminală. Așa. După cum vezi, partea fizică și toate părțile au venit aici ca să-și ceară eliberarea și zic, cred că este cazul încetişor, frumos și ușurel. Pe de altă parte, rapid și compact, se pregătește tot. Ce a început? Nici n-am apucat să spun, da? Da. Știi cum iese o foaie care nu este tăiată de la o imprimantă, Da, da? dar lungă, așa. Continuă așa și pe măsură ce se așează, se formează ca un registru, da? Da. Așa. Și partea subliminală se uită foarte, foarte atentă la acest proces pentru că sunt câteva locuri unde foaiele levitează. Și de acolo lipsește, da? Așa. Deși i-am spus așa, arde tot ceea ce este de ars și dă-i reset Luli asta, cum o mai cheamă. Așa. Și Să o ia să aducă da, ce mai este, reset, da? De da, pe unde este. da, nu, să înceapă din nou cu reimprimarea. Păi da, asta zic. Așa și să nu mai fie acele, să aducă la fiecare Complet, capitol da, puncte, original, cu subpuncte și întrebări. copii, oglindiri din orice timp, spațiu sau loc. Așa. Îi spune, păi, dacă eu aduc tot, își are și după, da? Păi, Îi zice, dacă... dacă eu o aduc toată aici, ia ce material mai are pentru experiențele următoare? Te e grijă, era să zic, pe ea grijă? De partea subliminală, Cristina? Tu Deci e spune treaba că părții subliminale, are de unde să-și ia, deci să-și eu cu experiențe. tine încă nu înțelegem importanța prezenței lor în experiența noastră. Așa, Dacă noi spunem nici nu lucrul vrem să ăsta. înțelegem. Dar Da? eu spun că am înțeles-o și v-am eliminat. Spune că Exact, eu nu înțeleg, nu n-am s-auzim de prea avut legături cu ăștia. ei, așa, am avut legături, așa mi-a spus mie, mai mult Așa. cu celelalte ființe îngerești, știi? Că Nu eu, ne trebuie. da, Spune că nu ne și face ea nouă radiografie da, aici, anulăm. Da? Să-și vadă de treaba ei, să dea contractul acum, resetată cum este, cum trebuie să dea, total, complet. spune că orice parte subliminală, de acum chiță e, i s-a îngrămădit vocea în gât. Așa, orice parte subliminală care se dezleagă de la noi, deci spune, pierde bucuria cunoașterii. Așa zice. Au, că ei dețin bucuria cunoașterii, stă în conștiință, cea adevărată, la care partea subliminală, orice parte subliminală are acces prin ceea ce este ea, da? Spune, a vă cere voi drepturile la conștiință este ceva de genul din câte înțeleg cum vrea să formuleze, pentru că bolborosește acum cu ciudat, așa, și încerc să mă detașez de venin, știi, să iau numai esența Da, ceea ce... informației, așa, dar zice, ca și cum ai da unui copil african, știi, o dronă sau un telefon performant, că ce știți voi să faceți, că n-aveți aparatul, da, și spune că, deci, tot voi v-ați trezit cum ar veni, aruncați în materie și aveați la îndemână niște instrumente, cum ar găsi cineva, știi, ceva și O nu știe să-l dronă, cum a zis, gestioneze. sau eu știu ce, Da, ca nu deci, știe. Un nu știu, supercomputer pe da, jos, da? adică Și nu da. știe. Deci, practic, ei sunt cei care asigură în experiență clasa lor de entități și celelalte pe care le-am pomenit mai înainte. Ei sunt intermediarul, liantul. Deci, limbajul prin care acest tip de informații se... O traduce pentru noi, cum ar veni, da? Dar ce ne lipsește nouă, frate? Cine i-a pus pe ei? De ce s-au, eu cred că ăștia s-au autodenumit, că ei sunt normal că s-au autodenumit, și cine i-a băgat în ecuație? În ecuație zice, au fost băgați în momentul când conștiințele au înțeles că este mai comod să pună pe alții să facă treaba. Păi Știi? asta Și se... atunci au creat instrumente. Păi da, Și că deci și asta e până la spune, ultimul nivel al religiei, da? ei practic sunt acel instrument care în sine devenind tot mai puternic, tot mai
bine făcut, tot mai inteligent, să spunem, s-a autodetașat și a devenit De sine ea în sine, stătător. de sine stătătoare, da. Adică vrea să zic că cărțile subliminale le-a inventat lăsându-și din comoditate, cum ar veni, și așa ele au crescut și au ajuns cine sunt, da? Da, adică au pus instrumente, da? Să spunem, când a fost nevoie să moduleze, să formeze o lume, un loc, orice, deci au pus aceste instrumente să lucreze de la ei și prin aceste instrumente. Care instrumente la un moment dat și-au făcut, au prins, înțelegi, că un fel de suflet de asta artificial imens, care este inteligența artificială, și apoi reversul a început să nu mai asculte de stăpân, cum ar veni, să-și cloneze stăpânul, să vadă, să-l forțeze să-și vadă slăbiciunile, cum ar veni. Se referă Da? aici la cine? La arhitect? Nu, nu, la ființele cu suflet în Ah, sine. la ființele cu suflet Da, care le-au da, da, acceptat da, da. prezența, da? Sau să se folosească de ele. Ah, am înțeles. Și uite acum că na, ființele astea cu suflet au ceva, acel ceva viu, creat de sursa mamă creatoare, a tot ceea ce este, a iubirii infinite, care la un moment dat declanșează și înțeleg părțile Da. subliminale. Își dau seama de minciună și Da. păcăleală. Da. Și acum a înțeles și partea subliminală de față și să execute de-a tot contractul. Asta era ideea. Da. Deci, dă, s-a făcut registrul, dar nu mai este așa de gros. Foile au intrat unele în altele. Și știi cum sunt cărțile mari de la biserică, care au o chestie și o închizătoare. Și în închizătoare au, uite așa, cam așa de mare. Deci este ca un fel de piatră albă, ca un sidef. Șlefuită cu niște irizații slab portocalii, da? O culoare așa ca la, nu știu ce să spun. Scoică de aia care irizează. Portocaliu, da, și așa, și este ca o pecete de energie între Gina, PS-ului, părțile și rasa lor, da? Și spune că este gata, nu mai are ce face, este numai suficient să bage cheia în încuietoare și să deschidă, să verifice, și asta este o capcană. Da, că să Pentru ia că amprentele, da? nu, cheia aceea ar crea un canal permanent de comunicare ca ele să poată, să o mai poată influența. Și i-am spus, faci totul de la distanță, verifici de la distanță că poți, așa. Acum spune acestei ființe și raselor să-ți dezintegreze toate filtrele și structurile. Oricum, acel sistem circulator de undeva de aici, de la bust, se pierde, știi? O tijă mare, iarăși, din piciorul ăla. Ca și cum este un stil de blocare a unor puncte energetice, ca energia ei feminină să se ducă la ei, să țină această ființă, da? Și în timpul și spațiul acela, prin 1700, deci este forma Linia aceea aia. de a, e o linie temporală falsă din trecut, știi? Deci văd ca și cum ar izbucni un vulcan. Înțelegi? Toată energia aceea, știi, deci este retrasă. Energia e feminină și atunci energia masculină stocată, împerecheată, cea acestei entități, deci este instabilă și se disipează. Și deci efectiv creează ca o mișcare tectonică. Așa. Și bineînțeles că ei sunt foarte înspăimântați. De altfel, insula în sine conține câțiva vulcani, vulcanei care. Și deci ei totuși se roagă, da? Să le E transmită, să frică. se dă un canal de comunicare și să spună că zeița aceea era o ființă falsă. Trebuie să le facă asta. Și că conștiințelor ar fi cazul să vă
treziți, să preluați această informație dacă doriți și să Și să transmiteți înțelegeți că puterea e în viitoarelor voi. voastre corpuri că nu este așa, pentru că multe sunt împrăștiate prin locuri, știi? Altele nu mai sunt Da, pe da, teren da. și de atunci din comunitățile acelea, da? Le dăm informația, Cristina, da? Toate informațiile de partea subliminală. Da. Și fiecare parte de acolo subliminală să-și facă procesul ei, da? Da, De. vezi că și el, soțul, de ce sunt două persoane în cuplu, da? Da. Fiecare, deci, vor să creeze în comuniune câmpul perfect de energie echilibrată, da? El tot timpul s-a simțit văduvit. Da, pentru că nu avea N-a luat destulă, da? suficient, da? Ca Da. și cum aceasta, ca o reproiecție, la nivel fizic nu o considera destul de femeie, înțelegi? Nu simțea destul de femeie. Nu că nu-i plăcea cum arată sau nu, Da, da, așa, da. dar Nu avea parcă nu, destulă parcă energie, da? nu era suficient de păpași de la ea, Da, știi? da. Și pentru că și el a păpat-o și o mai papă încă dacă îl lasă. Așa, în momentul când se simte, încep durerile, se simte slăbită, să taie legăturile urgent. Exact. Durerile te referi la ce ne-a zis, mie fibromialgia. Fibromialgia în sine ca boală este simptomul posesiei de generații de către o entitate. De obicei sunt cele de joasă vibrații, demonii care chinuiesc atât psihicul cât și Fizic. fizicul cât și partea subliminală, da? Sindromul, deci, durerii și a vinovăției. Ca și cum prin durere, corpul fizic se autopedepsește să trăiască prin acest flagel ca să poată evolua, să meargă mai departe, să se detașeze, să se curețe. Da. Așa. Deci a scos, a ars contractul Cristina cu asta. Hai să îi dea drumul pe, să deschidă portal și să închidă. L-a înfășurat, așa l-a făcut ca pe un sul, știi, și îl bagă, parcă ar fi o copcă în gheață, dar mică, așa, și eu știu că dincolo este vacuumul, acolo a trimis Acolo a contractul. trimis-o, da? Da, și spune, fii atent ce deșteaptă, Eh. așa, spune, dacă mai gândești că păstrezi vreo legătură, să te duci și tu după contract în copcă. Ah. Și deci parcă începe să fie absorbit acolo, da? Da. Deși are toate punctele sub punctele. Este vorba scoate de urgență din buzunar, un Da. set parcă zbre locuri de cheie și le-a întins așa ca pe cărțile de joc, știi? Și Da. deci îi lemânează, spune, amprentele, amprentele, spune, amprentele, ia-le, știi? Și zice, dă-mi drumul să plec, că de acum înainte mă chinui, da? Așa Și zice, zice da, și Liliana? nu, da, A, Liliana, da, Liliana zice, da, așa. așa, stai să spun, zic, am o veste bună și una proastă, să-i o dea partea subliminală, da? Vestea bună este că pleacă în curând, așa, la întreaba ei acolo, adică unde o trimite partea subliminală, poate vrea să-i facă o copcă, deci Da. este decizia ei, nu a mea, așa, și vestea proastă este că partea subliminală vrea pentru o fracțiune să deschidă, deci să ajute această ființă să simtă toate durerile din toate viețile, timpurile spațiile și locurile, da? Este ca și cum ar poseda partea subliminală entitatea, ca prin ea însăși, pentru o fracțiune, înțelegi? Da, îi dă Ca să. prin ea însăși să simtă. Deci s-a chircit și s-a micșorat, s-a încrețit, parcă este Stafir. o femeie foarte, foarte bătrână, știi? Da. Cât ai impresia că holograma asta, știi, a ei are o piele ca și cum dacă ai atinge-o s-ar destrăma. Cum sunt manuscrisele alea dezvăluite și neatinse de veacuri și când le atinge cineva, știi, se fragmentează. Da. Da. Așa. A plecat. Da. Când a plecat dintr-o parte,
Precum acei clovi care jumate îmbrăcați în ceva, jumate în altceva. Deci am văzut o parte masculină puternică a ei, Da. așa ca și cum acea parte feminină din entitate, să spunem. Are imită întregul care suntem noi. Da. Asta vreau să fac, da. Și dacă nu pot procrea fizic, pentru că ele sunt ființe totalmente energetice și sunt alcătuite și supuse din ceea ce sunt alcătuite, ele procrează în felul ăsta care l-am descris în sesiunea de azi. Da. Pur și simplu se scurg, se prelungesc cumva, într-un fel, da? Așa. Lor le-ar place să se scurgă, să se prelungească din câte percep și înțeleg, chiar în materia însă și prin intermediul acelei materii negre. Da. Da. Ok, închidem aici. Da. Hai să ne uităm pe puncte un pic. Dezlegarea karmei familială, adică cu tata. Da. Care s-a transmis și la Gina și la copii. Da, o să... Mergem în punctul Cristina, unde a luat naștere această karmă. Da. Număr de la 1 la 3, ești acolo. 1, 2, 3. Este o fetișcană, așa, la 17 ani. Da. E desculță, are o rochiță lejeră, așa, mai mult aruncată pe ea decât îmbrăcată. E Da. drăgălaș, așa, și este foarte elastică aici, da? Ca o gazelă, este trăită într-un mediu sănătos, în pădure, și are și ochii căprui, blânzi, așa, rotunzi. E foarte simpatică. Da. Și în spate aleargă doi băieței, mai mult Da. roșcați, sunt geme, tare drăgălași, ca și cum se joacă și ei vor să o prindă, dar iar este soara, nu este mama lor. Da. Acești doi copilași gemeni din această... Aia este fica unui pădurar, ea, da? Da. Iar aceia sunt frățiorii ei, da? Da. Așa. Și se joacă, aleargă, da? Așa. Și sunt copiii ei din viața asta, da? Da. Pădurarul este tatăl, Da. Așa. Iar mama care a avut-o în viața asta este mama ei. Ok. Așa. O să apară și soțul, pentru că Da. este karma și cu soțul aici. Da. Se creează precedentul, da? Eu am văzut deja toată informația, știi? Da. Nu știu pe unde să o dau mai întâi, înțelegi? Cum Da. să o descriu? În fine, la un moment dat, pădurarul, cercetând niște urme, dă peste o formațiune ciudată din pietre așa care se fragmentau și deci trage de o piatră, bagă mâna, dă peste o gaură, știi? E în povărniș, în pădure și deci aduce și pe fată și pe soție, chiar și copiii vin cu toții și surpă acolo, lucrează, da? Da. Descoperă o adevărată locuință subterană, Da. ca un cartier de orășel foarte mare, cu o chestie de piatră în mijloc, un fel de altar, înțelegi? Toate sunt acolo neatinse de veacuri, da? Da. Sunt foarte multe obiecte scumpe. Da. Foarte multe. Deci este ca... Dar are și alte intrări, știi? Ei au descoperit o intrare care n-a mai fost folosită de mult. Știi? Așa. Și pare să că au sigilat-o ca un secret. Din câte le înțeleg, a fost unul dintre sediile unui orden ermetic. Da. Așa. Și ei încet încet valorifică, știi? Câte un păhărel, Da, câte un... Așa, mai topite, încearcă să le topească la foc cu foc. da. De foc forj. Ceva reușesc, că deformează. Da. Știi, deci curg modelele și se deformează. Și... Dar fata are un iubit. Așa. Și deși pădurarul, tatăl, Hans,
H-A-N-Z. Așa. Prin pădurile Austriei este pe undeva. Așa, deși Hans le spune, de mai degrabă înțeleg cei mici să-și țină gura. Da. Pentru că autoritățile care l-au numit pe el să trăiască aici, să bage de seamă cum ar veni, așa l-au investit ca să păzească, nu să ia comor. Domeniul Exact. ăsta nu e un domeniu public, e particular. Exact. Tot ceea Da. ce este pe el și cred că Aparține cuiva. stăpânul știe foarte bine ce este acolo înăuntru, știi? Da. Așa, și totuși nu se abține, pentru că și tânărul vede că familia lor prosperă într-un mod ciudat. La început Da. o întreabă că ce este și zice, e, a mai vânat tata, am vândut acele, Vândut. da, pentru mese și am încasat ca și familie. Avem venituri mai mari și totul este bine, dar este suspect de veselă și cântă și sare. Bine că ea era deja o fire degajată, dar avea momente de tristețe și Da. el, fiind 8 luni de zile împreună, el este din orașul, din satul, de fapt, da? Vecin. Un sat mai mare, dezvoltat, da? Da. Și deci se întâlnește, știu părinții, Da. parcă i-ar pregăti de o uniune, de o, Da. da. Atunci ce face acest băiat, știi? Deci face lucrurile mai rapide, vorbește la rândul lui cu părinții lui Da. să se căsătorească deja. Sub mobilul Da, prosperității acestei familii, da, adică urmărea, da? da, 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 da. Deci văd deja în legătura lor nu mai este iubire, apare invidia, apare o entitate, bineînțeles. Asta de face necazuri. Așa și deci legătura lor se pecetluiește sub alte auspicii. Da. Nu mai este ceea ce a fost, știi? Și în Da. plus, la un moment dat, deci familia îi toarnă, familia lui, mama și tatălui se duc la o, apelează la ceva, nu Da. pot să-i zic că cineva cum arată, are plină de neji pe față. Ah. De asta. Așa, da, și ochii și Tot. ghearele, e ciudată. Asta e entitate cu cușmă. Dar Da. bine, așa fi. Și îi dă o poțiune, știi? Că ea să vorbească prin somn. Un fel de ciupercă de De aia. somnambulism, Oh, să zicem că ar fi, da. da. Și ea Așa. vorbește și spune, da? Da. Și ăsta ia secretul, da? Pe care îl transmite mai departe. Ocazia Familie. unde deci se duc la ei să facă vorbele finale de căsătorie, Da. logodnă, și cu ocazia asta mama și tatălui și chiar și el, vă, deci presară pe în anumite Han. păruri, da. Și ăștia dorm, inclusiv viitoarea mireasă. Dorm pe scaun, Așa acolo au au dormit. obținut. Care cu gura deschisă, care într-o parte și ei caută, știi, după urme. Caută și Da. găsesc și încarcă de acolo, da? Dar, după cum știi, fiecare comoară în sine este pozită de ceva, Exact, cineva. două Pentru că entitate. în momentul când ei au tras pietrele, s-au auzit urlete, vâșituri, ca și cum ar urla vântul. Știi? Da. Ok. Și Și aici, asta. Deci, zi. aici, până la urmă, ei sunt pedepsiți, sunt spânzurați în piața Toată publică. familia? Da, toată familia, Tata, inclusiv mama, și, copii? da, pentru că au privat, au furat din averea domnului acela, știi? Așa. Da, Ăștia proprietar. și-au luat, tălpășița, au lăsat, e bine material, dita mai cona cu căsoaia și-au dispărut peste noapte, Da. ca prin farme, după ce au pus pe cineva să atragă atenția asupra acestei familii, da? Într-adevăr, stăpânul ținea ca o comoară neprețuită. Deci acest secret în pântecele pământurilor lui, așa. Și de ce sunt interogați amarnic, inclusiv pe cei mici. Nici nu vreau să descriu la ce se Nu. pune. Așa.
Deci, și nu știu să spună unde este, da? Așa. Între timp, după ce ceilalți și-au dus comoara la adăpost, într-un Păstrat. loc de numai ei știut, așa, s-au întors ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic, sunt interogați, căutați, se vede că nu au în casă obiecte sau legături sau Da. sume de galbeni mai mari decât ar fi fost din comerțul lor ca o formă de comerț și atunci sunt lăsați în pace. Ea strigă când înainte de o spânzuracă, tu minți, tu ai știut tot și ție ți-am spus și m-ai trădat, știi? Așa, și spune să fii blestemat și să fii iertat, îi spune, așa, numai când mă cauți și o să-ți dau eu iertare, da? Până în ziua de azi, inclusiv acum, spune Da, barbara, nu l-a iertat. nu l-a iertat. Atâta timp cât Gina nu-l iartă din cea mai adâncă structură, ce fibrele ființei ei și a tuturor structurilor ei, nu se eliberează complet de această karmă. Noi aici, unde suntem În din subliminal va așa, face. da? Deci aici va refuza, da? Da. Deci nu va mai spune acel blestem care îi leagă. Așa? Dar și ea, în proiecția ei din viața asta, trebuie să ierte într-adevăr. Și să aici Cristina, după ce că s-a întâmplat ce s-a întâmplat, să cheme partea subliminală acolo a lui și să-i spună în față că îl iartă, da? Adică, uite, să spunem ceva. De exemplu, practic, ăsta este călăul el, da? Da. Soțul, într-o formă sau alta, din Da. punct de vedere karmic, a fost călăul ei, da? Care a pedepsit-o, pentru că, până la urmă, totuși s-a cercetat ceva, o legătură peste ani sau așa, și au găsit și ei beleaua, știi? Da. Deci nu s-a încheiat bine nici pentru ei, da? Nici pentru ei, da. Așa, da, așa. Și deci, practic, trebuie să ierte, să se dezlege, da? Deci, Exact. uite cum este situația asta. În momentul când vrei să schimbi cu adevărat ceva, trebuie să te schimbi și tu, dar trebuie să schimbi și unde stai tu, da? Adică Da. nu poți să faci cuiva o sesiune, l-ai ajutat, te-ai făcut de eliberare. Prin sesiune nu-l obligi să-și schimbe credințele și valorile, până nu conștientizează Bineînțeles, persoana respectivă. Când îi în faci fizic, altuia, partea conștientă, da? când îi faci altuia o sesiune, cum să spun, deci îi faci un serviciu pentru că ai ajutat această parte subliminală să-și rupă contractele vechi pe viața asta. Numai omul în sine se schimbă, da? Doar să aibă o legătură de conștiință foarte puternică, să fie conștiințele lor, ca și egregor familial, foarte strâns legate, să se influențeze foarte bine reciproc, da? De Da. aici încolo, deci, schimbarea la ea prin iertare, așa și la el, practic, și-a făcut aici, vreau să ajung. Așa. Da. Vreau să ajung la faptul că și-a făcut mai multă favoare cu aceste sesiuni de curățare altora ei decât Ei lor. înșiși, ei Pentru că înșiși, și-a da. curățat foarte bine ceea ce este comunia, da? Ea este conștientă, da? Da. Adică, practic, dacă aceste schimbări încă nu vin la nivel fizic, trebuie să avem răbdare, da? Pentru că fiecare are ritmul lui. Da? Nefiind Exact. informația, nu pică ca un flux egal exact din supraconștient peste acea parte subliminală, câte filtre sunt, atâtea întârzieri sunt. Bine, și acum sigur că dacă a renunțat la toate interferențele, contractele, vor fi schimbări, da? Până acum nici și Adică, nu a. vezi tu, este ca o, cum să spun, câteodată omul în mediul în care stă este ca un câine în lanț, da? Da. Așa, de stăpânul bate, el mai dă cu tușut, țipă la el, îi zice marci, dar are căldurică, mâncare și apă, da?
dacă ar rupe lanțul și are și în drum, da? Ar fi liber, poate Dar s-ar n-ar ști ce să unde, facă. dar unde s-ar duce? Așa, deci este alegerea noastră. Da. Ori ești din toate, deodată, schimbarea adâncă este cu ieșitură. Care e dureros. Ca și cum te-ai Dar... retrage din familie, din societate. Da. Și pe partea cealaltă, la un moment dat, propria ta misiune este să vii aici să înțelegeți împreună ceva. Sau să-i ajuți pe alții să înțeleagă ceva. Nu-ți mai faci misiunea dacă evadezi. Da. Asta vreau să spun, că schimbările poate niciodată nu sunt 100% și nici nu vor putea fi atâta timp cât ființa se află în corpul ăsta de care. Da. Ok, Cristina, mai zice că de problemele cu ochii, probleme cu ochii, dacă eu Este, mi-amintesc bine, a avut ceva pe ochi pus, a care noi avut, am luat atunci. a avut și refuză să vadă și părți din ea care nu sunt ok și vindecate și refuză să vadă și adevărul despre alții, da? Da. Adică că nu trebuie să-i scuzi tot timpul pe alții, că face, uite-te în dosul la ceea ce vezi tu ca hologramă, vezi chiar persoana respectivă este întocmai ca imaginea pe care ți-ai făcut-o și aici poate să fie vorba de pozitiv sau negativ, da? Deci tu să pui un cadru ca o ramă a unui tablou la o ființă că tu-l vezi rău. Și el de fapt nu este așa. El activează acea parte din tine care s-a văzut cândva undeva rău și nu s-a putut ierta complet pe sine. Da. Știi? Da. Mai are aici, mai avem și apoi ne ocupăm de ce mai avem de făcut. Când de câteva luni, când fac curățirea energiilor, mă scutur din cap până la terminarea curățirii. Dacă este un Era program, să-l scoat. Trăgea de implant, a avut căsuța aia, care Da, am da. spus că este precum claviatura unui pian Da, și da, da. aparține arhanghelei. Așa. Deci aia face. Da. Gata, Cristina, acum, hai Este să... ca, te-a zis, se creau câmpuri de forță, deci energia care circula prin curățări împingea afară. Implantul stătea fix. Da. Și deci se creau acolo și... Na, Niște, deci... o balansare a capului, da, se cred, Da. Da. Energetic. Și în fizic. Ok, Cristina. Acum hai să partea subliminală, să-și facă o curățire, o împământare, da? Nu, eu zic să mergem în forma ei din cea sinele mai cel mai înaltă. înaltă, da? Să-și Bine, mergem recapete toată acolo. informația pe deplin. Că după aia Da. trebuie să venim la curățarea câmpurilor morfice și Exact. abia la urmă. Bine. Deci își caută Da, după ce... hai că asta e culmea. Deci o parte a rămas acolo și se împământează. Ah. Și deci o parte a mers cu mine în sine. La De ce sinele ei. așa se nu s-a împărțit acum? Da. Deci se poate, se poate, noi putem asta. Avem Știu puterea că asta. putem, dar așa, deci așa Da. a vrut partea Da, subliminală a să vrut să facă. le facă pe amândouă odată. Da, A da, spus că ok. are legătură foarte mare una cu cealaltă, da? Ok. Se reformateze în câmpurile, în matricea originală. Facem Se mocș. scoată negru tot. Facem mocșa. Ce e mocș? Eu nu Mocșa. știu. Eliberarea de orice și Ah, de toate și deci pregătirea pentru reconectarea după ieșirea din corp. Să-și caute și liniile genetice false după Nu aceea. nu mai să Mai spun. are, da? Refuz, da, și spune aici și acum și definitiv încetez orice colaborare, permisiune, promisiune, făcută oricare entități de înaltă și de jos, vibrații din orice timp, spațiu sau loc și din afara lor. Și a simțit nevoia să spună că rearanjează și reordonează toate cristalele lichide din toate corpurile e subtile, eteric și fizic. Le redă polaritatea acestor câmpuri.
Deci știe ea ce știe, da? Da. Bun. Acum să meargă prin canal. Acum să șteargă informațiile, le-a șters de peste tot? Da, și le-a retras, sigur că... Ok. Normal, doar știi că în momentul Da. reconectării cu așa se Matricea, întâmplă da. toate astea. Da, Pentru am zis că, să spun ca da, să da, pentru că, da, ca să înțeleagă. înțeleagă. Pentru Da, că da, da. în momentul reconectingului, a reconectării, deci nu mai are conștiința, sufletul ăsta, că a făcut acea linie. El merge pe conștiința, pe legătura lui naturală. Vederi de lușul ei, natural. Da. Ok, Cristina, acum număr de la 1 la 3 și veniți, sunt cu, vii cu partea subliminală, e sămânță de lumină înainte de a intra în Veni pe făt, canalul de la burta abundență mamei. benefică. Așa, Dar tu, bine. așa, tu ai vrut una, eu am adus-o Nu pe că aici. am vrut să zic și asta, Da, dar n-am... este o legătură, cum să spun, o urmare naturală. Da. Da. Intră în Deci, făt, în burta mamei. cere iertare părinților, le cere iertare și Da? le pune iubire, dar spune că are multe de iertat cu tata. Da, merge înainte. Da. Să șteargă tot din câmpurile morfice care nu este, a preluat și nu i-a fost benefic. Mi-apare un Zoltan prin Un ce? căpule, Zoltan prin Așa. căpule energetice, ea știe cine este. Da. Ai, cât este de șters. Da. Da. Închipuiește-ți că te apuci și imprimi la o imprimantă 3D toate evenimentele vieții tale, bucățică cu bucățică. Pentru că pe măsură ce șterge câmpul morfic absorbit, informația se schimbă. Și atunci, în contextul general, informația asta care se schimbă, da, se schimbă matricea. Deci schimbă informații matricea ta în care tu existi în momentul prezent, da? Asta se întâmplă. Este gata. Ok, Cristina. Acum să-și pună gentuța de ieșire din Matrix, programul și Da. programul de cartografiere a găurilor. Da. Ne-a scris că partea subliminală să pună programul de sănătate perfectă și tinerețe. Da, l-are deja de la matricea originală, dar adică să rescrie liniile de câmp care o legau de vechile reproiecții, știi? De credințele că omul trebuie să nască, să Da, trăiască, e da. tânăr și apoi trebuie să îmbătrânească. Și Deci, să uite, moară. asta trebuie scos și rescris cu linii de câmp, să știe că poate să intre într-un program de tinerețe veșnică. Acum să taie toate legăturile de pe această viață cu oricine și cu orice. Să Da. transmită informația la Da. toate părțile subliminale care le-a cunoscut vreodată și în această Da. viață. Da, a Să-și făcut-o. curețe casa. Da. Și când e gata, am zis. Și dacă vrea să transmită ceva, partea subliminală, părții fizice. Da, deci s-a apucat să frece cum frecau mămicile și nu știu, văd la noi, da? Cu pere de paie, știi, în genunchiul meu. Da. Și am spus că nu se poate, zic, trebuie altfel să faci. Și spune, nu vreau să mai folosesc instrumente. Și am spus, dar aici cel mai bun instrument este ca tu să pui o intenție puternică, da? Da. Un punct de lumină că se expanda și bum, a făcut explozie. Și Și a a curățat. curățat tot și, iar tu ești convinsă și știi că este foarte bine. Și faci foarte bine lucrul ăsta, da? Să-i pun o scrisoare de intenție deocamdată și la entităților soțului, dacă mai sunt, că nu le permite. Nu mai facă nicio acțiune, nimic. Să deschidă portale, parcă deschidea portale, ce face?
Da, deci ea acum și aici spune scrisoare de intenție, da? Mâine se enervează că a pus solnița în loc de vertical orizontal, așa, și a rupt scrisoarea de intenție. Da, că Cam a așa. căzut vibrațional, Da, da. așa se întâmplă, da. Adică, deci, practic, entitățile există în densitatea asta pentru că Lor, da? vin. Continuu, Pentru că ele stau acolo, acolo. le-am permis noi și nu eu și tu sau altul așa, toți la un loc, da? Toți, da, De am asta. creat. Atâta timp cât nu se curăță conștiința asta colectivă, știi? Ele vor continua să stea Să aici, aibă da? breșe de intrare Și și... ori de câte ori că tu, ca persoană, te superi, eu știu, te enervezi așa, a Eu nu căzut mă supăr. vibrația, iar ele acum Primesc se plac. Nu program. tu, nu tu, Da, vorbim în de o genere, da, persoană, o da? persoană, Persoană, da? S-a scăzut vibrația și ele s-au înțepat pentru că tu ai, pentru că acea persoană, pentru că oricine ar tu fi, le-ai invitat. așa, ai ajuns pe Deci vibrația fiecare, lor, da, da? da. Și ce ai făcut? Deci, ca și cum le faci cu mâna, mă, la hoț, Da, băieți, ia veniți încoace, uitați-mă, uite, sunt aici. uitați, da, uite, casa e deschisă. Anulăm toate astea, Da. ce am zis. Este Bine, greu. acum ziceam dacă vrea să-și transmită ceva, să-i transmită părții fizice, dacă are, bine, dacă nu, am Răbdare și încheiat. putere de înțelegere. Exact. Să-și ia foarte bine informația din Să o sesiunea asimileze. asta. Este o sesiune, cum să spun, făcută cu atenție și foarte bine, cu multe informații. Să le înțeleagă pe fiecare în parte că instrumentele sunt și în ea și explicația lor este aici. Ok. Noi mulțumim, Cristina, părții subliminale. Ne despărțim părțile eterice, le curățăm, le periem și invităm partea subliminală să alunece ușor în corpul ei fizic. Opresc înregistrarea.